Bine v-am găsit la primul episod de acest tip. Apare un campion nou și am zis de ce să nu vi-l prezint eu primul. Sper că-s primul, nu știu dacă-s primul, dar tocmai de-aia mă grăbesc. Avem Nafiri, o să apară Nafiri, nu vă zic data, vă zic la final și o să trecem astăzi prin tot ce înseamnă acest campion. Este un cățel. E un cățel care dispune de mai mulți cățăi mai mici și-i Darkin. E în rasa Darkin. Ca și rol o să fie de jucat pe mid, e mid laner și un asasin feroce AD. Nu e AP, AD, toate abilitățile au physical damage. Site încă nu cred că au pus povestea dânsului, dânsei, dar nici nu cred că vă interesează, așa că trecem direct în abilități. Avem Q-ul, pasiva. Aici pe site pare că scrie mai puțin, dar eu vă dau mai în detaliat. Avem pasiva We Are More, suntem mai mulți. Nafiri are acești cățăi mai mici care îs niște packmates, mai exact niște colegi de haită și se spawnează odată la ceva timp. Cel mai probabil numărul maxim de cățăi îi 3, că așa se vede în toate filmările, și acești cățăi mici o să atace ce atacă Nafiri, prioritizând desigur campionii și ce lovește Nafiri. Din câte am înțeles, sunt cei mai deștepți, cele mai deștepte creaturi mici de astea care există pe LOL. Mai sunt și aia lui Yorick și ce mai sunt. Aia nu-s la fel de deștepți ca cățăi. Și are cooldown-ul pasivei scade dacă lovești un inamic sau omori un enemy. Nu știu ce înseamnă enemy, dacă e campion sau pur și simplu minion. Scade timpul dacă faci tu ceva. Și aceștia-s cățăi. Ia uite-i unul. Acum probabil tot îi revine cooldown-ul. S-a spawnat. Omoare doi cățăi. Asta e pasiva. În continuare avem Q-ul. Q-ul Darkin Daggers aruncă cu un proiectil. Are două charge-uri de astea. Poate să arunce cu două. Prima oară când lovește o să lase un efect de bleed pe țintă și na, îi dă damage. Și dacă mai castezi odată și îl nimerești, o să aplice damage-ul ăla pe care trebuia să-l ia în timpul bleed-ului. Îl dă instant, plus mai dă niște bonus physical damage și ce mai dă un damage bonus în funcție de viața lipsă a campionului. Și dacă ambele Q-uri lovesc un campion, o să-și ia și heal. Și desigur, dacă lovește Q-ul un campion, ăia mici o să se arunce pe el. Ia. Yep, și se aruncă pe ținta pe care o lovește prima oară. Continuând, avem W-ul, Hound's Pursuit. Asta e un dash, care ați văzut și voi trage prin pereți. O să aibă un foarte mic delay după care se aruncă pe țintă. Este point and click din câte știu eu, adică tu mai dai click pe el și se aruncă, deci n-ai cum să-l ratezi. Se aruncă pe el, îi dă damage și îi dă și slow. Și efectul ăsta pare că se aplică pe primul campion pe care lovești, deci cred că poți să interceptezi. Deci e point and click, dar tot cred că poți să te bagi în fața lui. Și în funcție de câte puncte ai pe ultimată, range-ul acestui dash o să crească. Ia. Super! Și iară ăștia micii, dacă vedeți. În momentul ăsta când se dă dash-ul devin untargetable. Nu mai poți să-i atingi. E frumos, foarte frumos. Ca și mecanicii, e un campion foarte simplu. Adică nu e un nou Aphelios care are 10 arme și 40 de combinații. E foarte simplu și la obiect. Frumos! E-ul, Eviscerate. Ăsta e tot un fel de dash, are AOE damage din ce înțeleg eu. Și prin toți prin care trece le dă damage. Și după ce își dă damage-ul o să explodeze dând un soi de damage și... doar dă damage. Explodează și dă damage. Și evident, ăștia mici vin cu ea și în momentul în care dă dash-ul, își fac viața full. Ia. Yep, probabil este și un AOE aici. Da, frumos, în continuu. Am ajuns la ultimată. Ultimata. În prima fază o să primești un buzz nebun, o să spawnezi mai mulți de aia micuți pe lângă tine, o să primești movement speed, niște viziune și primul atac pe care îl aplici unui campion o să-ți dea un mic scut. Mic, mare, nu știu, îți dă scut. Chiar dacă faci un kill în ultimată, o să-ți reseteze toate aceste bonusuri. Dar atenție doar la primul kill. Adică după ce ai făcut primul takedown, atunci se resetează tot și după aia gata. Numai. Și arată cam așa. Deci are 3 cățăi, își dă ulta. Are 6 cățăi, eu dublat, nu știu dacă 6 e numărul maxim, dar ați văzut, eu dat și viziune, un soi de W-ul lui Queen. Și Varus este AFK în tufă, ca toți cu echipierii mei de ranked, de altfel. Foarte frumos. Și acum, hai să ne uităm și la un gameplay. Am eu aici secret. Și hai să vedem și un pic de gameplay cu Nafiri, încercăm să ne dăm seama ce face. Op, am descărcat videoclipul greșit, scuzați. Bum. Gameplay. Ați văzut aici pasiva. S-a spawnat și direct a luat farmul, că voi nu știți să farmați, vă ajută. Pasiva plus Q. Ia, zboing, direct farm. Și aici Q. Aplică bleed-ul, sare micuțul, îi mai dă una la pușcat, la nenorocit. Foarte fain. W-ul cu Q, cu E-ul cu Q. W-ul nu mai știu care îi. E dash-ul care se încarcă, E-ul e dash-ul care explodează. Ok, ia. W-ul, Q-ul, E-ul, Q-ul, hit-ul. Ok.
foarte frumos. Nu prea știe să joace omul ăsta care joacă, dar nu asta ne interesează acum. Ultimata cu W-ul cu E-ul. Probabil că n-ai ultimata, e range-ul mai mare, ia. Ah, nu e chiar așa de mare. E-ul a explodat și-au dat heal. Ok, interesant. Ultimata W-ul, dacă mă întrebai pe mine, nu trebuia flash. Loc nenorocit, n-am înțeles nimic. Interesant. Aici o activat iară ultimata că a făcut takedown. Stai să vedem. Ultimata. Flash aiurea. W-ul. O bate, îi dă nu știu ce. Bun. Pleacă, fuge. Vine Talon. Și-o dat iar ulta. Da, 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 poți să-ți dai iară. Ok, deci poți să activezi iar ultimata. Bam, 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 loc nenorocit. Super wow. Interesant. Ultimata l-a văzut pe fraier, se ascundea, W, bam, E, Q, M, habar, n-am apeșit de tăgea, spamez. O muri de la bleed. W-ul și amul omoră micuții, foarte fain. Ia uite, haita. Dar nu l-a atacat pe Warwick, că e a vostru. Ok. Uite, da, ăia, uite cât sâs. A, și cred că dacă depășește o anumită distanță. Bun, ultima de MF, să-mi bag picioarele. Scuze, scuzați-mă. Trebuie să tac, să vă las să vă uitați. Ultimată, Yomu, W-ul, Zboing. Ce să comentez, bă, e fain. Fain, campion simplu, mecanici simple. Nu-i mare filozofie, e fain că e AD. Da, nu înțeleg tare multe, poate înțelegeți voi. În regulă, acestea fiind arătate, ia uite ce față are. Jucăm ăsta campionul nou Nafiri, dacă sunteți curioși când apare, o să apară pe 20 iulie. Pe 20 iulie o să apară pe serverul live și pe 27 iunie o să fie available pe PBE, pe PBE și tot pe 27 o să vină și skin reveal-ul, să vedeți ce skin o să aibă primul skin. Fine, ziceți-mi în comentarii ce părere aveți despre acest campion, dacă vreți să mai discutăm mai una alta, când o să apară o să-l joc și eu sunt mid laner de profesie și cine știe, poate mi-l fac main. O să încerc să prind și eu un match cu el să vă fac un gameplay. Sper că v-a plăcut și ziceți. Hai să facem o discuție pe baza noului campion. E fain. Sper, dacă mai aveți curiozități, întrebări, întrebați-mă și vă răspund dacă știu. Dacă nu, vă răspund că nu știu. Încerc toți campionii din League of Legends full attack. Azi jucăm Janna, Sona, Ivern și Braum. Stau nimănui, dar vine ăsta în turn după mine. Ce să fac? O să mor. Nu mor. Te rog. Bun. A venit cu tine. Ok. Abia nu a petit, că mai vedeam, cam o să văd iar.